Alexandra Ilie vă prezintă știrile Agro TV. Găsit. Una dintre cele mai importante legi ale momentului și-a mai derulat un episod chiar în platoul Jurnalului de Agricultură în ediția de aseară. Inițiatorul legii 321 privind comercializarea produselor alimentare, deputatul Marin Anton, i-a cerut demisia președintelui Consiliului Concurenței pe motiv că poziția prezentată de instituție este împotriva intereselor producătorilor români. Prezent în platoul Agro TV, inițiatorul proiectului de act normativ care vizează completarea legii 321 de comercializare a produselor alimentare s-a arătat vizibil deranjat de poziția pe care o are Consiliul Concurenței vis-a-vis de această lege, motiv pentru care i-a cerut președintelui demisia de onoare. După ce o să am o discuție cu dumnealui, o să cer chiar demisia de onoare pentru această frază. Consiliul Concurenței apreciază că astfel de măsuri ar putea fi considerate discriminatorii, conducând la avantaje economice pentru producătorii naționali în detrimentul altor comercianți. O astfel de frază pentru un demnitar, pentru un slujbaș al statului român, este de toată jena. Pentru că tocmai asta era și ideea legii, să da. Susțină pe... Păi de aici am pornit. De aici am pornit. Am pornit de la aducerea produselor românești proaspete și sănătoase, la prețuri corecte, în rafturile supermarketurilor. Asta a fost rațiunea pentru a modifica legea 321. Președintele Qatar, Vlad Gheorghe, a acuzat chiar reprezentanții ai industriei care nu își doresc ca legea ce protejează producătorul român să fie adoptată. În 2009, când s-a făcut această lege, domnul Sorin Minea și cu Ovidiu Gheorghe, care au fost de la vinuri, vă citesc că o variantă de introducere a bonusului definit în proiectul de lege aflat în Camera Deputaților ca fiind un avantaj financiar direct oferit de către furnizor comerciantului, raportat la vânzările realizate și aplicat la prețul de listă către furnizor. Mai precis? Mai precis, dânsul a susținut această cauză a bonusului, domnul Sorin Minea. Și Gheorghe, de la PNVV. Nemulțumit este producătorii de vinuri, care și el la fel spune anumite aspecte care îmbrățișează aceste aspecte. Mai nou, acum în 2015, pe 24-a 10-a, domnul Sorin Minea spune în felul următor, că obligativitatea și politica este anticoncurențială dacă dăm latitudinea de 51% a produsului românesc. Că zice, este în stare producătorul? Competitivitatea ce unde mai este? Se întreabă domnul Minea, în contextul căruia, că producător nu mai este. Mai mult, deputații din Comisia de Agricultură for decizional pentru acest act normativ susțin că se fac presiuni asupra lor din partea retailerilor pentru ca legea să nu fie adoptată în această formă. Foarte mari presiuni sunt pe tema asta și dacă vreți să vorbim despre ele, putem discuta mai mult decât o emisiune de aici. Nini Săpunarul e destul de diplomat și nu a vrut să intre într-un astfel de joc, dar eu cred... Hai să zic mai mult. Eu știu că se fac presiuni și asupra dumnealui și nu numai și asupra membrilor comisiei. De foarte multe ori ni s-a indus ideea că oricum nu vom reuși să aplicăm această lege pentru că lobby-ul supermarketurilor este atât de mare încât nu o să intereseze foarte mult ce se întâmplă în comisie și ce urmări va avea această lege. Eu vă promit că după ce legea va fi adoptată, mă voi ocupa personal să vedem cum și ce modificări au adus supermarketurile, atât contractelor pe care dumnealor le derulează, atât evoluția prețurilor la raft, pentru că, așa cum spuneați, trebuie să fie o evoluție și în prețuri. Și o să monitorizez extraordinar de mult activitatea asta post-lege. Proiectul de lege care stabilește obligativitatea comercianților să pună pe rafturi 51% produse românești este dezbătut din toamna anului trecut, nereușind să se ajungă nici până acum la un punct comun între toate părțile implicate în această ecuație. După ce va trece de Camera Deputaților, legea trebuie să treacă și de votul din plenul Parlamentului, pentru ca ulterior să fie promulgată de președintele României și abia apoi să poată să producă primele efecte benefice asupra producătorilor români.